Evenimentul a fost anunțat la 112 de către vecinii casei din acoperișul căreia ieșeau flăcări. Până la sosirea pompierilor, autoritățile locale au intervenit cu o vidanjă. Pompierii buzoieni au intervenit și ei cu două autospeciale cu apă și spumă, pentru că focul se manifesta la acoperiș pe o suprafață de peste 100 de metri pătrați. Noi când am auzit pe telefon, la izumea telefon, am fost primii care am intervenit cu vitanja. Noi avem mereu încărcată cu apă, în caz de incendiu ceva, noi suntem primii care intervenim. După cum vezi dumneavoastră, avem și pompieri, focul deja s-a stins, acum așteptăm urmări de consecințele care sunt. În momentul izbucnirii incendiului, în casă se aflau două persoane, mama și copilul său. Niciunul dintre ei nu a fost rănit, însă au tras o sperietură pe cinste. Femeia a suferit un atac de panică în momentul când a văzut cum ieșea fum din acoperiș. La fel și vecinii, care s-au speriat îngrozitor. Cum s-a întâmplat? Cred că incendiul s-a produs de la un horn sau de la un scurt circuit. Numai așa ceva se poate întâmpla în situațiile astea. A făcut foc, hornul poate n-a fost încurcat, dar mai mult și la un scurt circuit. Nu putem să spunem exact. Ne pare foarte rău. A luat foc la ei. Nu știu la ce să zic. Nu știu. Soție ceva dormea înăuntru acolo și vecinii ar fi văzut fumul. Și atunci a dat telefon și a venit întâi mașina comunii sau a cui o fi, nu știu, habar n-am. Și pe urmă, pompierii. Deocamdată nu se cunoaște cauza exactă a izbucnirii incendiului, însă pompierii bănuiesc că e vorba de un scurt circuit la instalația electrică a imobilului. Cert este că flăcările au produs pagube însemnate. Multe dintre obiectele de mobilier au fost distruse. Casa este o clădire nouă, nefinalizată. Soțul femeii, muncind în Anglia, tocmai pentru a strânge bani, în scopul terminării lucrărilor.